dragilor, am încărcat sticla. Acum pornesc către încheierea imediat. Am dat mesaj la dispatcher să... să-mi facă autorizație de alimentat. Și acum să plecăm mai departe. Asta 5-6 de kilometri, e bine. Închidem geamul că se lasă rece. Cutia mai asta ca vine perdeaua peste cameră. Și părăsiți la a doua ieșire. De ce s-a speriat tipa aia, nu mai vreau să treacă. Cam atâta pe ziua de astăzi, am descărcat, am încărcat, mă duc spre Munchiera să alimentez, după care mă bag în parcare, mă duc la un duș, să vedem pe cine găsesc pe la Munchiera, poate mă duc și la o masă, la restaurant, dacă nu, poate dacă vine un cash, ugătim ceva în seara asta. Păi mâine când termin, adică când termin, mâine când mă trezesc așa lejer, am timp să plec spre Franța. Ați văzut ce fuge dacă intri tare în curbă. Da. Ați depășit limita de viteză. Perdeaua asta. Păi nu vedeți perdeaua, dar eu tot mă uit la ea. Tot aiure e aici și vrea să fugă pe cameră.
urca până sus. Până la tavan. Ideea se simte chiar așa în curbe. Ce-mi place de ăștia cum le fug mașinile în spate. Când lasă frâna de mână sau frâna. Ăștia nu-i prea învață pe care le ramă. Intrați în sensul girator și părăsiți-l la a doua ieșire. Deci GPS-ul iar o iar asta, vrea să mă bage prin oraș. Dar pe aici știu cum să ies. Pe dincolo mi cumva că mă încurc și de aia îmi pun un punct de arest. Pe aici știu că aici fac stânga și după el se reconfigurează oricum. Dacă mai iau după el și fac dreapta, mă duc prin oraș. Nu interzis, dar ai semafoare, mașini, giratorii și toate prostiile. Ce să-ți povestesc, ce bine te-ai băgat acolo unde eu am vrut să mă bag. Ai, trăznească-n tine. Acum trebuie să aștept după toată coloana. Așa nu-mi place ieșirea asta, n-ai voie să mergi înainte și să faci stânga, trebuie să o colești roată, să faci ca un fel de buclă. Acum care mașină lasă. Virați la dreapta. Ce să te lasă, ești seama?
se pună să doarmă. Reconfigurarea traseului. Ați văzut și a revenit. 200 de metri, încadrați-vă pe banda stângă. Încadrați-vă pe banda stângă. Da. Șapte, sute, cincizeci de metri. Încadrați-vă pe banda stângă. Este fumul ăla din motor. Încadrați-vă pe banda stângă. Ce pleci tu cu a cincea? Ia uite mă ce face asta. Ia că cu a cincea pantă, ule. Ați văzut ce faci? Și la asta, ce face? Încadrați-vă pe banda stângă.
vedea pe și la ora 4, că tot așa aglomerat tip aici. Încadrați-vă pe banda stângă. Freză cu poporuza ta. Dar dracu stă așa încet. Ce i-am dat flash-uri că s-o băgat în fața mea. Încadrați-vă pe banda stângă. Ai un pic șapriet la autostradă. De acolo e mai simplu. Sper să nu prind aglomerat în partea aia. Limita de viteză. Încadrați-vă pe banda stângă.
mergeți 1,6 km și părăsiți autostradă. Să sperăm că o fi liber încolo. Cadrăm pe banda stâncă, așa-i? 300 de metri, încadrați-vă pe banda stângă. Bine, tu. Încadrați-vă pe banda stângă. Giro una. Pare liber din câte văd eu pe șoaptele astea. Se speră că va fi așa până pe la Girona. De acolo încolo nu-i mai prind, dar până la Girona e posibil să mai prinzi câte o aglomerație ceva. Asta e. Da. Ați văzut cam așa trece o zi. Din încărcările și descărcările mele. Am descărcat alaltă ieri. Ați văzut voi în videoclipul de alaltă ieri. Am descărcat acolo unde am mai fost, m-a dus la sigur, am știut cum e procedura, am terminat. În videoclipul de ieri ați văzut, am mers aici la încărcare, am știut traseul foarte bine, am știut cum se procedează, am încărcat rapid, acum înapoi la Hunchiera, la pauză, 11-12 ore cât îmi cade bine. Pun videoclipurile la încărcat. Am internet destul de bun acolo la parcare. De obicei cam asta e planul meu, le adun și când ajung la parcare le carc. Bun, pe lângă asta ați depășit limita de viteză. Mâine mă duc spre descărcare.
și acolo am mai fost, știu cum se procedează, știu unde să mă parchez, că ajung mâine seară și descarc voi mâine dimineață. Foarte bine, când mă bagă la descărcat, am program întreg, probabil o să plec prin Belgia la încărcat. Și uite așa, încet, încet trece săptămâna. Nici nu m-am uitat. Câți kilometri am până acolo? Nu știu, oricum ajung liniștit până acum. Eu vă las, dragilor. Vedem la următorul videoclip. Până atunci ne mai auzim pe VDTrack, prin comentarii, pe Facebook. Să nu pierdeți poze și tot ceea ce mai postez eu, aveți în descriere un link la pagina mea de Facebook, unde postez poze, videoclipuri și alte chestii din timpul liber. Pentru cei noi veniți și nu știți ce e VDTrack, aveți un link acolo jos în descriere la Joacă cu mine. E un joc foarte, foarte fain cu camioane. Și cam asta e. Vă salut pe toți. Mult respect, aveți grijă de voi. Ceau!